Neața lume, continuăm One Piece cu capitolul 1095 și este mai mult despre Cuma și sângele lui și neamul lui, care aparent știau despre San Godnica și tot se zicea povestea lui din generație în generație la ăștia în familie. Dar ajungem și acolo. Mai întâi începe de la nebunul ăsta de Saint J. Garcia care se transformase, toți marinarii pe aici ziceau, bă, dați-vă la o parte, care nu sunteți vice-admirali, admiral sau na, de aici în sus, la o parte de lângă ăsta că vă sparge. Bă, ce cu ăsta și ce caut aici? L-am văzut numai în poze. Bine, poze pe vremea lor ta. <laughs> Cine Și n-ai bai cu ăsta cât de maxat e. Și cum de a ajuns aici unul din dragonii celestiali. Eu credeam că stau un mari ăștia. Nu, se pare că e aici băiatul ăsta. Și rămâsese când Bonnie a băgat sabia în el. Și tatăl mea zicea, bă, Bonnie, ce ai făcut? Ai băgat sabia în Saturn. Omul care stă deasupra lumii însă și cum să faci asta? Pe de altă parte, Saturn le zice, bă, mai tăcesc mă din gură. Că dacă mi era frică de sabie ei, mă feream, îți dai seama. Și o prinde pe Bonnie în mână, îi dă un picior lui Sanji. Și Marina repede să sară pe Vegapunk și grupului, Dar Garcia le zice, bă, bă, stați, stați. nu m-a pregătit armele, stai, nu săriți așa pe ei, că nu știu ce o fac ăștia. Chizaru era pe jos după lupta cu Luffy, zice, bă, îmi pare rău că n-a putut să-l bat pe ăsta. Luffy iar nu se mai putea mișca, era super leșinat după ce a expirat Gear 5 și voia Garcia să-l omoare pe fraier, să bage un picior din ăsta în el. Doar că se bagă Frankie cu strong right, cu mâna lui dreaptă și îl trage la el și zice Frankie, bă, chiar și ăștia care conduc lumea vor capul capitanului nostru. Normal, că lui fi cel mai șmecher. Și Jay Garcia cu boni în mână zice, mă, pălărie de paie, jewelry boni, nu am anticipat prezența voastră aici, dar dacă soarta voastră este suficient de puternică încât să vă ajute să scăpați din această situație disperată, aș vrea să văd asta. Și tu, Vega Vegapunk, sunt foarte dezamăgit de trădarea ta. Dar să să știi că serviciile tale sunt apreciate. Da, atât de apreciate încât au trimis după el să-l omoare. Bun meci. Și întreabă care dintre ei ar vrea să moară primul. Vreau să muriți cu nimic altceva decât de regret pentru rebeliunea adusă împotriva guvernului mondial. Și bă, tot, o tot, o strângea pe boni în mână. Cumva ceilalți nu se puteau mișca, că Frank întreabă, bă, puteți să vă mișcați? Nu, nu putem să ne mișcăm. Și din moment ce nu e știință abilitatea asta lui, cred că e ceva fruct al diavolului. Și Bonnie zice lui Saturn, bă, tu omorât pe tatăl meu. Pe cine mă? Pe cuma? Nu, eu l-am omorât. Mă, ce El s-a Scut sclav, descendent al unui clan care odată a făcut niște crime foarte nasoale împotriva lumii. Este ultimul supraviețuitor din rasa extintă de pirați. Bacanier, asta înseamnă pirați. Și și aduce acum abonii aminte de când i-a spus Tasu că atunci când era el mic, întotdeauna și-a să devină un erou care să salveze oamenii care erau ținuți ca și sclavi și băgați în închisoare și din astea. Exact cum făcea Nica. Nica, cine e asta? A, este idolul meu. Apare de Nica ieri, râzând și cu ritmul ăsta lui. Între timp, ăsta o tot pe Boni și Boni se gândea dacă o să vină Nica să o ajute. A, și ar fi interesant să vină Luffy să o ajute aici, dar nu contează. Deocamdată suntem transportați cu 47 de ani în urmă în South Blue Sorbet Kingdom. Când s-a născut cum. Aici era Tasu și mai că sa și zice, bă, ce bine că te-ai născut cum dă-te în coru. doctore, în legătură cu rasa din care se trage, a, nu vă faceți griji, nu să spun la nimeni. Ok. Ghișe, Marina a venit și de una și de alta. Și a venit chiar aceea la spital. Și iau o ăștia și leagă toată familia, îi pune lanțuri. Dragonii celestiali super mândri că aveau un, pe cineva din clanul Ăsta, ca și sclav zicea Nibălă ăsta, ia uite, am un sclav din ăsta, ce puternic e, deși e tânăr. Al altul care l-avea pe Tasu tot de dea bice că se mișca foarte greu și aici are o conversație cu, cu Tasu, îi zice Tasu, bă, cum ce mai faci? Bă, eu destul de bine, aparent stăpânul meu e de treabă, nu-mi dă biciuri. Da, să știi că mama ta a murit, e în cer acum, dar cred că e mai bine acum decât să fi trăit mai bine ca murit. Și fix ăsta e titlul capitolului, mai bine mort decât în lumea asta. Și continuă să-i spună Tasu că, bă, cum a, tu trebuie să trăiești că ești puternic, război cu liberării sau eliberării o să vină, o să vină să te salveze. Cine mă, cine ăsta? San God Nika, despre care se tot vorbește la noi în neam. într o zi o să apară și o să ne scoată pe toți de aici să ne salveze. Nika întotdeauna zâmbește și râde și vine cu ritmul ăsta lui. Dum, du, da, da, dum, dum da, da. Efectiv așa scrie. Dum, du, da, da. <laughs> dum, dum, da, da. Vine cu ritmul ăsta lui, dar ce fain l-a făcut în anime, cum când îi bate inima, e super fain. După aia mai în față puțin, 38 de ani în urmă, West Blue. Se pare că dragonii celestiali, cred la 3 ani că aici zice că am așteptat 3 ani lungi ca să organizăm acest sport al nostru, vânătoarea de oameni. Da, un, un sport extraordinar de fain. De această dată, arena noastră va fi God Valley. Ce tupeu pe ei să pună numele acestui loc God Valley, care are o grămadă de resurse naturale. Ei bine, o să ne ținem vânătoare aici și această insulă va face parte din Guvernul Mondial de acum înainte. Între timp, regele insulei zice, bă, cum adică să veniți aici și să-mi omorâți oamenii pentru jocul ăsta al vostru? Nu sunteți sănătoși la cap? Ce aveți? Ce crezi că s-a întâmplat acum maestatea vieții? Holy Night Saint Igarland Garling, i-a mare sabie. Și ăștia zicea, oh, bă, 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 Saint, Saint Garling, stai așa, boss, n-ai voie să te bagi, că nu s-a dat startul. De ce fur startul? Pentru chestia asta o să pleci cu minus 10.000 de puncte. Și în afară de iepurii care trăiau pe insula asta, cred că așa era rasa lor, mai avem să omorâm și sclav și criminal. Deci, da, avem de vânat aici. Între timp, cum a cumva scăpase, alerga cu niște sclavi pe aici, sclav care ziceau, bă, nu mai fugi, că dacă tu scapi, o să ne omoare ăștia după aia pe noi. Și din depărtare apare Ivankov și Cugini. Și Gai Ivankov la el, bă, cred că tu ești din iamul ăla, a, uite ce mare ești, clanul ăla de bacanier, până la urmă ai sânge de gigant în tine, înțeleg. Dar uite că și fratele meu e mare, zice Gini asta, nu mă, nu sunt mare, doar fața mea este mare. Ei bine, ce o să faceți acum, o să alegeți să trăiți sau să muriți? Ei bine, eu aleg să trăiesc, ok? Și așa se termină capitolul cu Ivankov și cu ăsta. se pare că s-au întâlnit de super tineri, super, super tineri. Aici erau sclavi și Ivankov și Gini. Nu să zici că au dat de cuma când era mai mare. Vedem originea lui cuma. Cine știe cum s-au întâlnit ăștia cu toții cu dragon? Da, na, o să ajungem și pe acolo. Cam atât cu acest capitol din One Piece. O să fie fain dacă apare San Godnica să salveze pe Boni, adică na Luffy, din starea lui de leșinat pe care o are și să-și dea iară Gear 5-ul. Dar asta cred că săptămâna viitoare. Sper că v-a plăcut acest capitol. Nu uitați să băgați un like și comentariu că foarte mult și ne au de mâine cu un nou clip.